Nu suntem, nu discriminăm. Așteptăm un pic să se strângă lumea, poate o chestie de un minut, două. Bună seara, Călin! Bună, Ruxandra! New look, felicitări, te îmbogățești. Doamne ajută, mulțumim. A fost deconspirat și speakerul din seara aceasta, domnul Călin Iepure, un om cu activitate bogată, autor de cărți, trainer, speaker și tema din seara aceasta pe care o va susține se referă la networking. Cum să facem să meargă networking-ul, de ce este bun networking-ul, cum ne ajută networking-ul, cum putem crește prin networking. Și pe mine personal mă interesează această temă, simt că m-ar ajuta. Cred că și pe ceilalți, că de-aia participă, aici participarea este benevolă, cu toată deschiderea. Iar... cred că mai bine și mai pe larg se poate prezenta domnul Călin Iepure, da? Vă dau cuvântul? Da, mulțumesc tare, tare mult, domnul Varban. Stați să fim așa, să fim alături amândoi, pentru că chiar înainte stăteam de vorbă cu domnul Varban și îmi mărturisea că networking-ul nu mai este ce a fost, că avem mari speranțe că networking-ul îl putem duce la următorul nivel. Totodată vreau să vă mulțumesc tare mult pentru invitație, vreau să le mulțumesc colegilor dumneavoastră de la fundație și să știți că am fost plăcut surprins în momentul în care am primit e-mailul de la dumneavoastră și am primit această invitație. Mai ales pentru că m-am uitat un pic și peste statutul dumneavoastră, m-am uitat un pic și peste site-ul dumneavoastră și avem nevoie de astfel de cât mai multe astfel de mișcări, le-a spune, tocmai pentru a aduce la un loc oamenii care au aceleași valori. Așa că vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și mi-aș dori din când în când să apelez la dumneavoastră, pentru că fiind un om care are un pic de experiență pe partea de networking, poate ne mai ajuta și cu câteva elemente din experiența dumneavoastră bogată. Mulțumim tare, tare mult! Mare plăcere! Încă o dată! Bun, să trecem puțin la partea de prezentare. De data aceasta am spus că poate, înainte de a vă spune câteva lucruri despre mine, probabil unii dintre voi mă cunoașteți ca fiind public speaker, alții mă cunoașteți ca fiind autor de carte, alții poate nici măcar nu mă cunoașteți, am zis să las un film să vorbească la început despre mine, așa că avem un minut și 27 de secunde în care vom vedea câteva dintre persoanele care mi-au îmbogățit această viață, câteva dintre persoanele care au contribuit la ceea ce este Călin astăzi și de asta consider că este un bun clip de introducere, pentru că eu cred că suntem suma oamenilor pe care îi întâlnim. Și de asta astăzi îmi face o mare plăcere să discutăm despre networking. Sunteți pregătiți? Scrieți-mi pe chat dacă sunteți pregătiți sau ziceți un da în microfon, pentru că aveți microfoane. Cum puteți porni microfonul? Apăsați tasta space. Absolut. Bun, absolut. Mulțumim. Absolut. Excelent. Haideți să ne uităm la acest filmuleț de 1 minut și 14 secunde.
Excelent! Acestea au fost câțiva dintre oamenii de la care cu drag am învățat, câțiva dintre oamenii care cu drag îi pot numi colaboratori ai mei și spuneți-mi dacă vedeți slide-ul cu beneficiile business networking-ului. Se vede? Se vede! Da, da. Mi-am dorit ca în această seară să vin cu cât mai multe informații. Pentru mulți dintre voi, informațiile vor fi informații noi, pentru că le-am mai predat doar într-un singur curs corporate. Pentru alții s-ar putea să fie informații pe care le știți. Dar ce vă invit, și dacă știți multe dintre lucrurile pe care am să le spun astăzi, priviți-le dintr-o altă perspectivă. Încercați să vă gândiți, ok, ceea ce spune Călin acum este un lucru pe care eu deja îl aplic. Dacă îl aplic, cum aș putea să-l duc la următorul nivel? Totodată ce vă invit este să priviți ceea ce urmează să vă spun ca un bufet suedez. S-ar putea să fie lucruri care să vă ajute în viața voastră de zi cu zi, s-ar putea să fie lucruri pe care le veți folosi mai încolo, peste ani și ani. Ce vă invit este să luați doar acele informații care credeți că vă sunt de folos și așa cum zice unul dintre prietenii mei, dragi Romeo Crețu, luați și testați. Nu mă credeți pe cuvânt, s-ar putea ca unele lucruri pentru mine să fi funcționat, s-ar putea ca pentru voi să funcționeze într-o altă formă. Ce vă invit este orice lucru pe care îl spune vreodată un trainer, luați, testați-l, dar înainte de a testa, adaptați-l stilului vostru, pentru că s-ar putea ca stilul meu să fie diferit de stilul vostru. Această imagine este poate cea mai vizualizată imagine de la conferința Business Days. Împreună cu Mihaela Tatu, pe care o vedeți acolo, aici este Mihaela Tatu, haideți să vă arăt, aceasta este Mihaela Tatu. Împreună cu Mihaela Tatu eram la Timișoara și prezentam cel mai mare eveniment de business și business networking, dar era eveniment de business din România. Erau în sală 1300 de persoane, 1300 de oameni. Pe scenă îl puteți vedea pe Felix Pătrășcanu, în partea dreaptă, cel care este CEO de la Fan Courier, îl puteți vedea pe Marius Ghenea, îl puteți vedea pe Dragoș Anastasiu, puteți vedea o mulțime de oameni de business, oameni cu greutate. Și cu toate astea, dacă vă uitați bine la această poză, pare a fi o poză ireală. Și acum vreau să vă întreb, ce credeți că făceau oamenii acolo? Ce credeți că făceau? Ce credeți că făceau? Dacă nu folosiți microfonul, mai bine să-l închideți și îl porniți când vreți să ne spuneți ceva. Și atunci vă invit să ne spuneți ce credeți că făceau acolo participanții. Haideți să vedem. Cine vrea să-și încerce norocul? Te bucurau! Se bucurau. Bun, bun. Eric a zis acum, nu? Se bucurau. Da, oarecum. Mama lui Eric. Mama lui Eric a zis că se bucurau. Super. Ce crede? Hai să mă uit și pe chat. Pe chat scrie așa. Pe chat scrie așa. O secundă. Pe chat scrie așa. O secundă să mă uit și pe chat. Se jucau, aruncau cu avioane pe care și-au scris ideile. Seamănă foarte mult cu ce spune Cătălin Fluturi. Într-adevăr, ce au făcut? La un moment dat, după unul dintre speakeri, participanții erau într-o stare energetică mai joasă. Așa cum poate sunteți unii dintre voi. Voi a venit la acest webinar, a venit Călin Iepure și acum vrea să ne pună să facem avioane, vrea să ne dinamizeze. Erau într-o stare de energie mai joasă. Și m-am uitat la Mihaela Tatu și zic, Mihaela, cred că știu un exercițiu de networking cu care putem să-i dinamizăm. S-a uitat așa Mihaela, bă, tu ești nebun, te știu pe tine, sigur o să faci ceva trăznaie. Și așa și am făcut. Ce am făcut? M-am dus pe scenă și am zis, ok, ce urmează să facem este, urmează să facem networking. Urmează să facem o networking într-un mod inedit, într-un mod în care nu am mai făcut. Ce vă invit este să scoateți din mapele voastre, știam că au mape, zic, vă rog să scoateți din mapele voastre, vă rog să scoateți o foaie de hârtie, pentru că aveți acele foi. Și ce vă invit să faceți este să faceți fiecare câte un avion de hârtie. A făcut fiecare câte un avion de hârtie, dar după ce a făcut... Bine, erau unii care nu știau să facă avioane de hârtie și ce credeți că au făcut? Ce credeți că au făcut? Ziceți sau scrieți-mi pe chat că suntem suficient de mulți cât să vorbim și pe chat și pe Zoom. Ce credeți? Le-au desenat, nu, schimbau idei, exact. Deci ce au făcut cei care nu știau să facă avioane, s-au dus la cei care știau să facă avioane și au învățat să facă avioane. Deci au învățat de la un om total necunoscut, teoretic aveau lângă ei oameni de business necunoscut. Și după ce au făcut aceste avioane, le-am spus să scrie ceva pe ele. Ce credeți că au scris pe ele?
Haideți să scrieți pe chat, hai să colaborăm așa. Eu vorbesc, voi îmi scrieți pe chat că e mai simplu și pot lua mai multe idei decât prin intermediul microfonului. Deci ce credeți că? Au scris propuneri de afaceri, interesant, domnul Cristian, domnul Verban. Așa? Ce mai credeți că i-am pus să scrie? Numele lor, Bogdan, pe aproape, Cătălina, date de contact, idei, firmă, ce simțeau în acel moment. Da, sunteți pe aproape. Deci ce am invitat să facă? I-am invitat să scrie numele lor și numărul de telefon. Iar după aceea, bineînțeles, și speakerii au făcut lucrul ăsta, după cum se poate observa din această imagine, și după aceea i-am invitat, bineînțeles, erau cameramani, fotografi, acolo i-am invitat pe cameraman și fotograf să fie pe fază, și în momentul respectiv, când am dat startul, toți au aruncat avioanele în aer. Și acum, în această imagine, se poate observa această atmosferă. Ok. Ce credeți că le-am spus după aceea? Ce le-am recomandat? Care a fost următoarea parte a exercițiului? Care credeți că a fost următoarea parte a exercițiului? Să găsească omul de la care a trebuit avionul. Exact. Să ia un avion de pe jos și să ia acel avion și în pauză, pentru că urma o pauză de oră și jumătate, pauza de prânz, să sune omul a cui era avionul și să se întâlnească și să se cunoască. Excelent. A fost un exercițiu nemaipomenit. Un exercițiu prin care, iată, oameni necunoscuți s-au întâlnit cu alți antreprenori. Și le-a plăcut foarte, foarte tare. Am mai testat de atunci acest exercițiu și în săli mai mici. Și să știți că de fiecare dată am avut un mare succes. Ideea e următoarea. De ce credeți că a fost nevoie la acea conferință să facă networking acest antreprenor? Scrieți-mi pe chat sau porniți microfonul și ziceți. De ce credeți că i-am invitat să facă networking? Hai ziceți. Așa, capacitatea fiecăruia, diversitate, să întâlnească. De asta veniseră, corect, Alexandra. Unii dintre ei de asta veniseră. Într-adevăr, i-am invitat să facă networking tocmai pentru a lega parteneriate noi de business. Iar astăzi mi-am propus, pe lângă cele câteva elemente de business networking, să vă arăt și o scară, am numit-o eu, scara parteneriatelor de succes, prin care vă puteți filtra și vă puteți găsi acei parteneri de business și nu doar de business, și parteneri de viață cu care vreți să lucrați pe diferite proiecte. Totodată, ce mi-am mai propus astăzi este să și interacționați între voi. Așa că, pe parcursul acestui webinar, va fi nevoie din când în când să mai porniți microfoanele, să interacționați cu colegii. Nu e obligatoriu, dar ar fi benefic, pentru că ne vom împărți la un moment dat în breakout room-uri. Asta ce înseamnă? Ne vom împărți niște camere și vom interacționa. Vom cunoaște oameni noi. Vom vedea care sunt beneficiile. Vom simți care sunt beneficiile business networking-ului. Pe tot parcursul carierei mele, pe lângă faptul că am avut până acum, am făcut parte din 14 business-uri diferite, unele dintre ele au durat, altele au durut, cele mai importante experiențe ale mele au fost legate de acest club. Clubul se numea Toastmasters. Este primul club și cel mai important club de public speaking din lume și a fost primul club de public speaking care a sosit în România. Da, tipul ăla ciudat cu peruca aia multicoloră sunt eu. Și aici organizam conferința internațională de public speaking din România. Am avut în total aproximativ 300 de participanți veniți din toate colțurile lumii. Speakerul principal era din Asia, venise din Asia. Aici am învățat foarte multe lucruri, dar lucrul cel mai important care l-am învățat legat de învățare. Și o să mă întrebați, Căline, dar de ce ne vorbești de piramida învățării într-un curs despre networking? Nu e doar un curs despre networking, până la urmă este un curs. Și vă invit de fiecare dată când vă duceți la un curs să vă gândiți cum puteți să participați în așa fel încât să învățați cât mai mult. Asta e conul învățării, definit în 1969 de Edgar Dale. Și observați, în momentul în care doar citim, doar ascultăm,
doar vizualizăm, doar ne uităm la un speaker care vorbește, așa cum fac eu în acest moment, reținem doar 50%. În schimb, dacă ne implicăm în discuție, așa cum au făcut unii dintre voi deja, sau scriem pe chat, dacă la un moment dat ne vom implica în acel exercițiu, vom reține mult mai mult din ceea ce spune speaker. Pentru că există două etape ale acestui training pe care îl urmăm în această seară. În primul rând, e această parte de două ore în care vom avea un training interactiv, dar așa cum spunea unul din prietenii mei dragi, cea mai importantă parte a unui training este după training. Și ce vă invit este să aveți alături de voi un caiet și un pix și să vă notați toate acele idei care merită a fi notate și aplicate. Dar nu vă notați doar ideea, pentru că tendința este să participăm la cursuri și să scriem pe fiecare pagină, să scriem ideile așa în ordine. Ideea 1, ideea 2, ideea 3, ideea 4, ideea 5. Ce vă invit să faceți este să împărțiți pagina în două și aici în stânga să scrieți idee și în dreapta cum o voi aplica. Și de fiecare dată când scrieți o idee, aduceți în dreapta ei modul în care o veți aplica sau unde o veți aplica, modalitatea de aplicare, pentru că asta vă va aduce mult mai aproape de acțiune. Totodată, vă spuneam că ce încercăm să facem, chiar dacă e online, chiar dacă e offline, unii dintre voi mă cunoașteți din sală, încercăm să facem o învățare multisenzorială. Și cum învățăm multisenzorial? Cum învățăm multisenzorial? Vreau să vă întreb. În momentul în care vorbim de învățare multisenzorială, cum învățăm multisenzorial? Auzit, simțit și vizual, presupun că sunt mai multe. Exact! Prin imagini, prin voce, prin exersare, prin implicare. Și atunci ce vă invit este chiar să facem acest lucru, să ne implicăm de fiecare dată când trainerul o cere, de fiecare dată când trainerul are nevoie. Pentru că fiecare minut pe care l-am gândit, l-am gândit pentru a aduce informații relevante pentru voi. E gândit în așa fel încât să ne dea suficient de multe informații aplicabile. Și mai avem nevoie de încă ceva pentru a învăța. Avem nevoie de mediu. Mediul de multe ori face diferența. Un mediu suportiv de învățare. Și mediul suportiv este atunci când ceilalți care vin și ei să învețe sunt la fel ca noi, vor să învețe aceleași lucruri ca și noi. Pentru că sunteți mulți care vă doriți să învățați astăzi despre networking, ce urmează să facem? Haideți să ne cunoaștem mai bine, pentru că rezultatele depind de fiecare dintre noi. Și o să dau un stop share de data aceasta și urmează să dau un gallery view ca să vă văd pe fiecare dintre voi. Și ce vă invit este următorul lucru. Haideți să facem o poză de grup. De multe ori fac această poză de grup. Pentru a face o poză de grup e nevoie să ne pornim camerele și voi da această poză la final. Voi da un print screen și vă voi da această poză la final. Deci am nevoie de voi aici cu camerele deschise ca să facem o poză de grup. Și totodată, în timp ce vă porniți camerele, să ne scrieți în chat de unde ne urmăriți, care este localitatea de unde ne urmăriți. Corina, te salutăm, văd că Corina are mască pe față, te salutăm, Corina, ne bucurăm că ești alături de noi. Uite, o văd și pe Ileana din Apair, un agent imobiliar extraordinar. Hai să vedem pe cine mai avem aici, pe Ianis, pe Mia, Mariana, Ruxandra, mă bucur să o văd, am cunoscut-o acum câțiva ani. Iată că avem din București, din Sibiu, din Ploiești, din Timișoara, ne spune Corina, te salut Corina, din Galați, de unde mai avem antreprenori și dacă ne-ați spus și de unde sunteți, spuneți-ne și cu ce vă ocupați. Deci într-un cuvânt sau în două, trei cuvinte, cu ce vă ocupați, tocmai pentru ca cei care ne urmăresc să știe cu ce. Uite, formator. Mariana este formator. Corina, English teacher, normal. Bojan ho. Așa. Antreprenor. Bojan ho, mister. Așa. O să opresc microfoanele din când în când, tocmai pentru Virginia. Hamburg, educatoare, sănătate holistică, marketing avem. Haideți să facem și prin screen-ul poza, să înțeleg că ceilalți nu-și doresc să apară în poza de grup. Mulțumesc mult, am făcut poza de grup.
Și vă voi da la final această poză de grup. Mergem un pic mai departe. Vă spuneam că rezultatele depind de fiecare în parte. De ce? Pentru că e în funcție de cât de multe din aceste rezultate sau cât de multe din aceste tehnici vom folosi. Și atunci, haideți să facem primul exercițiu de networking. Vom face cunoștință unii cu alții. Și cum vom face cunoștință unii cu alții? O să fac în acest moment tot așa un full screen și o să ne împărțim în camere de câte 5 persoane. Deci ce urmează? Urmează să fiți în fiecare cameră câte 5 persoane și ce vă invit este pe rând să vă porniți microfoanele și să vă cunoașteți mai bine. Aveți la dispoziție 30 de secunde în care să vă prezentați, doar să vă cunoașteți, doar să vă cunoașteți. Excelent, excelent. Bun. Urmează să fac aceste breakout room-uri și voi face în total, voi face 5 breakout room-uri tocmai pentru a vă cunoaște mai bine. O să creez aceste breakout room-uri și vom avea în total 4 minute, 30 de secunde pe fiecare participant. Aveți 4 minute să vă cunoașteți și să vă prezentați. Vă doresc mult succes. După 4 minute revenim în camera mare. Mult succes! Aline, apasă Join Room. Ai un Join Room pe ecran. Așa. Apăs pe el, dar n-am știut că trebuie să apăs pe el. Da, trebuie să apăși un Join Room și o să mergi în camere cu ceilalți. Ok, stai.
Mai sunt 6 secunde până se întorc toți. Bun, ce s-a întâmplat acum este că ați simțit un pic pe pielea voastră ce înseamnă networking. Și acum, înainte de a face un asemenea exercițiu, există două variante. Există varianta de panică, varianta în care aleg, în momentul în care vine speakerul în fața mea și îmi spune, urmează să vorbiți cu alți oameni. Urmează să se întâmple varianta de panică și anume varianta în care nu particip la acest exercițiu, ies și intru peste câteva minute. Există această variantă pe care o cunosc. Este o variantă care ar trebui să vă dea de gândit. Ar trebui să vă dea de gândit. Până la urmă, oamenii de succes au ceva în comun. Și acel ceva s-ar putea să aibă legătură cu networking-ul. Și apropo de succes, asta e prima variantă. Varianta numărul 2, varianta pe care o alege Ileana, pentru că pe Ileana chiar se întâmplă să o cunosc, este vreau să cunosc cât mai mulți oameni noi, pentru că nu se știe niciodată, când dau cartea mea de vizită, zic, ține cartea mea de vizită, pentru că nu se știe niciodată de unde sare iepurele. Pentru că nu se știe niciodată de unde sare iepurele, pentru că s-ar putea ca omul pe care tocmai l-ai cunoscut în această seară să fie viitorul tău client, sau să fie viitorul tău șef, sau viitorul tău angajat sau angajator. S-ar putea ca el să-ți facă cunoștință cu cineva de care tu ai nevoie, indiferent dacă ești antreprenor sau nu. Pentru că networking-ul are o mulțime de beneficii pe care le vom descoperi chiar în această seară. Mulțumesc pentru ha-ha, Cătălin! Bun, ziceam mai devreme că networking-ul s-ar putea să aibă legătură cu acest domn. Credeți că are legătură cu acest domn? Cine e acest domn? Scrieți-mi, vă rog, pe chat. Cine este acest domn? Văd că și Grigoriu e alături de noi. Cine este acest domn? Scrieți-mi pe chat. Excelent! Bill Gates. Este Bill Gates. Bill Gates este un om de succes? Ce credeți? Este un om de succes sau nu? Deci Bill Gates este un om de succes. Hai să comunicăm cu chat-ul. Cred că e mai ușor. E mai ușor și putem scrie mai mulți. Da, deci clar că Bill Gates este un om de succes. De succes. De succes, de succes. Ok. De ce Bill Gates este un om de succes? Sau cum arată? Hai să vedem. Cum arată un om de succes? Hai să-l descriem. Scrieți-mi un cuvânt care credeți că poate să definească un om de succes. Scrieți-mi un cuvânt. Ce are un om de succes? Are bani, zice Cătălina. Ce mai are? E perseverent, zice Ruxandra. E calculat, zice Reica. Hai să vedem, transmite încredere, a fost util multor oameni, are reputație. Excelent, excelent, excelent. Bun, are încredere în propria persoană, are influență. Să știți că la un moment dat am aflat o... Ok, la un moment dat m-am interesat și eu, am căutat pe internet să văd cum ar trebui să... ce ar trebui să aibă un om de succes și cum ar trebui să fie și am găsit următoarea, hai să spunem, următorul citat. Și zice așa, un om de succes ar trebui să aibă averea lui Bill Gates, apropo de Bill Gates, fizicul lui Arnold sau Cindy Crawford, deci când erau ei, când arătau bine, inteligența lui Albert Einstein, imaginația lui Walt Disney, talentul lui Michael Jordan și sufletul Maicii Tereza. Credeți că așa ar trebui să arate un om de succes? De multe ori, fiecare dintre noi ne dorim să fim copia nereușită a altora și uităm să fim noi înșine. Și networking contează foarte mult acest aspect. La un moment dat, s-a făcut la Stanford un test, un chestionar pe mai mulți oameni de business. Și au zis așa, ok, în momentul în care vorbim despre succes, ce contează? Contează cunoașterea produsului sau produselor tale, a procedurilor sau cunoașterea oamenilor cu care lucrezi? Și uitați care sunt procentele. În proporție foarte, foarte, foarte mare, au răspuns așa. Succesul înseamnă 87% cunoașterea oamenilor și doar 13% cunoașterea produsului tău.
Asta mă duce cu gândul că succesul tău este legat direct, dacă e legat de oameni, succesul tău este legat de networking. Networking. Și acum o să ziceți unii dintre voi, Căline, dar îmi spune cineva că a dat microfonul la minim și tot vă aud foarte tare. Ce vă invit este să dați boxele mai jos, nu microfonul, de la boxe să dați un pic mai jos și atunci o să mă auziți la cât vă doriți dumneavoastră. Am telefon. Și de pe telefon se poate seta la multimedia. Deci la media dați un pic mai jos. Deci succesul înseamnă și networking. Și poate unii dintre voi nu știți ce înseamnă networking-ul. Poate n-ați făcut parte dintr-un club de business networking, așa cum este BizClub, clubul din care fac și eu parte. Și atunci mi-am zis, haideți să vedem în câteva cuvinte ce înseamnă networking-ul și cum facem networking. Ați avut o mostră de networking mai devreme, dar mostra respectivă poate fi dusă la următorul nivel și ce ne propunem este ca să simțiți diferența dintre acel networking pe care l-ați făcut la început și networking-ul pe care o să-l facem mai încolo când vom învăța câteva lucruri despre networking. Și atunci, hai să pornim cu prima întrebare. Ce credeți voi că este networking-ul? Ce credeți că este networking-ul? Hai, scrieți-mi pe chat. Ce este networking-ul din perspectiva voastră, cu cuvintele voastre? Ce este networking? Well done. Să știți că n-am auzit ce ați spus. Bridge, zice Ianis. Stabilirea de relații interpersonale, da, și bridge poate să însemne. Schimb de informații, colaborare, schimb de cunoștință, schimb de flux informațional între unul sau mai multe persoane, fiecare aducând aport personal conversației, relaționare, spune Zian. Avem dreptate cu toții. Excelent! Ce am făcut? Am zis să iau cei mai cunoscuți oameni din lume care vorbesc despre networking și să luăm ceea ce spun ei despre networking. Și am luat definițiile lor. Și după aceea am venit cu propria definiție pe care am customizat-o și am aranjat-o puțin și pe baza definițiilor celor pe care i-am luat ca mentor atunci când vine vorba de networking, dar totodată și pe baza a cunoștințelor pe care le-am dobândit în acești ultimi 10 ani de când fac networking intenționat. Și primul dintre ei este Ivan Meisner. Ivan Meisner a fondat cel mai mare club de business networking din lume, se numește BNI, și spune așa: networking-ul este procesul de creare, dezvoltare și menținere a conexiunilor umane pentru a fi utilizate mutual avantajos, atât în plan personal, cât și în plan profesional. Asta spune Ivan Meisner. Și el are multe cărți pe partea de networking. M-am dus mai departe, Deborah Zack a scris o carte, Networking pentru cei cărora nu le place să-și pornească camera și nu le place să facă networking, adică pentru introverți. Și Deborah spune așa, este arta de a-ți construi o rețea de conexiuni profesionale și de a le menține în scopul obținerii unor rezultate benefice bilaterale. Asta spune Deborah Zack. Deci observați, dacă Ivan Meisner spune că este un proces, Deborah zice că este o artă de a îți face, de a-ți construi această rețea. Observați că amândoi au grijă să sublinieze cuvântul conexiuni. Și mergem mai departe la unul din oamenii pe care i-am cunoscut personal și aici vedeți și poza. L-am cunoscut pe Filipe Carrera, care este profesor la Universitatea din Lisabona și a scris prima carte despre networking, care există și limba română. Eu am aici varianta în engleză, am primit-o cu autograf, cadou de la Filipe. Și el spune așa, networking-ul este o structură socială creată din indivizi și organizații în moduri diverse care pun la un loc idei, resurse, conexiuni și le utilizează împreună. Ama, sunt multe definiții, dar am zis hai să mă duc cu definițiile astea și să vedem ce ar putea însemna din perspectiva noastră. Și am făcut o definiție, definiția mea și a colegilor mei de la Clubul de Business Networking și am zis așa, prin urmare, networking-ul ce poate să fie? Poate fi procesul și arta de a construi intenționat o structură sistematizată de conexiuni între oameni pentru beneficii reciproce. Știu că sună ciudat, știu că sună poate criptic, dar e și proces și artă, pentru că se poate învăța, dar totodată știu că sunt unii dintre noi care au o tendință spre a face networking.
Și atunci, ce avem de făcut este să facem această structură de conexiuni între oameni și să aducem beneficiile reciproce, să ne ajutăm unii pe alții. Poate știți unii dintre voi care sunteți mai vechi, așa ca mine, ați auzit de vechiul pile cunoștințe și relații, PCR. Pile și cunoștințe și relații se bazau pe networking. Acum, vreau să vă întreb, de când credeți că facem networking? Da, sunt Ziana, corect. E și important să întreții această structură sistematizată, a construi intenționat și a o menține. Corect, o construiești timp. De la naștere, de când eram mai mulți. Bun, chiar la un moment dat, partenerul meu de business, Laszlo, spunea următorul lucru. Zice, oamenii fac networking din cele mai vechi timpuri. De asta, cine sunt aceștia? Cine sunt aceștia? Oamenii care vânează acolo. Cum se numeau? Homo și mai cum? Homo sapiens, exact. Homo sapiens sunt cei care au reușit să, că au fost și alte tipuri de homo pe pământ, și homo sapiens au reușit să străbată, hai să spunem, istoria și să evolueze pentru că au făcut networking. Și aici avem o dovadă de networking, că homo deus, homo sapiens plus networking. Bun, și atunci networking-ul este cel care ne poate aduce beneficii și oportunități. Și vreau să vă întreb, care credeți că ar putea fi câteva beneficii pe care ni le poate aduce networking-ul? Faptul că ne construim și ne întreținem această rețea această rețea. Relații, da? Hai să vedem, Cătălin a scris extinderea rețelei, extinderea influenței, acces la informații, da? Cătălin, de acord? Idei noi, deci schimbul de idei, brandul personal ne ajută să trăim, zice Sânziana. Sânziana, o să te rog să scrii to everyone ca să vadă și ceilalți. Domnul Cristian Vărban ne spune informații. Într-adevăr, găsești noi oportunități, poți să-ți crești brandul personal, îți poți dezvolta. Ce se întâmplă când faci networking? Afli lucruri noi, deci îți poți dezvolta mintea, intelectul, creativitatea. Totodată este și o resursă activă de referințe. Adică s-ar putea ca oamenii pe care i-ai în rețea să te ajute. În momentul în care ai nevoie de un doctor, bârfești productiv, ne spune Ana. Corect. În momentul în care ai nevoie de un doctor, să zicem, și știi că cineva din rețeaua ta îl cunoaște pe acel doctor, ce vei face? Vei lua telefonul și îl vei suna pe acea persoană. Și totodată poți dezvolta relații pe termen lung. Într-un cuvânt, sau mă rog, pe scurt, networking-ul, indiferent că e networking de business sau networking profesional, poate să-ți aducă în viața ta trei elemente cheie. Noi le zicem, pentru oamenii de business, poate aduce networking-ul trei departamente noi în compania lui, în compania respectivă. Și anume, îți aduce un departament de marketing, pentru că prin networking ce faci? Te promovezi. Oamenii care te cunosc și știu ce faci și dacă faci bine lucrurile pe care le faci, ghiți ce vor face. Să zice că tu ești doctor și ai un networking bun. Ce se va întâmpla cu cariera ta? Te vor recomanda. Cariera ta va crește. Deci ai un departament de marketing. 2. În momentul în care afli lucruri noi, înseamnă că ai și oameni de la care înveți. Adică ai un departament de training. Iar dacă vorbim de faptul că la un moment dat vei beneficia și financiar de pe urma relațiilor pe care le ai, deja poți să spui că ai și un departament financiar. Acum, există două tendințe mari. Există oameni care preferă să facă networking online și există oameni care preferă să facă networking față în față, adică să se întâlnească cu oamenii din rețeaua lor. Acum, aș vrea să-mi scrieți pe chat de care credeți că sunteți. Online? Cum preferați networking? Online sau față în față? Uite, Cătălina ne spune față în față, Ana ne spune ambele. E perfect față în față, real, online. Uite, Cristian ne spune online. Ama, indiferent care este varianta pe care o preferați, știu că pandemia ne-a forțat să facem
aceste întâlniri și să facem networking față în față, prin online. Adică am combinat oarecum cele două și eu nu m-aș feri nici de una, nici de alta. Există avantaje și dezavantaje la fiecare dintre ele. Dar țineți cont că online poți să faci mai ușor networking cu cineva care se află departe. Faptul că în această pandemie, împreună cu colegii noștri, am organizat un eveniment de peste 200 de persoane în care am avut sesiuni de networking față în față, așa cum ați testat voi mai devreme, numai pe voi v-am pus mai mulți într-o cameră, ei s-au văzut doi cu doi și s-au născut de acolo, s-au născut afaceri. Cred că o combinație între cele două ar fi varianta potrivită. Doar că merită să ne depășim niște bariere. Pentru că sunt unii oameni care sunt ăștia mai zbanglii, așa, mai energici, mai doritori, ăștia mai lipicioși. Îmi spunea cineva, Căline, tu te-ai născut să faci networking, dar mie mi-e frică să stau de vorbă cu oameni. Și atunci, întrebarea este ce am putea face dacă chiar suntem introvert, ce am putea face pentru a face networking? Și acum o să vă spun care e diferența între introvert și extrovert după ce îmi spuneți voi. Ce înseamnă să fii extrovert? Cum ați defini un extrovert? Un extrovert. Comunică ușor, vorbește mult, corect. Sunt mai curajoși, mai ales când e vorba de mulți oameni. Pot vorbi despre orice cu oricine. Îi entuziasmează și energizează oamenii. Nu-i deranjează că primesc toată atenția, nu se ascund după. De obicei sunt cei care inițiază și întrețin conversațiile și le place să se întâlnească cu oameni noi. Sunt deschiși, da? Totodată sunt cei care sunt introverți, cei care preferă să gândească mai mult decât să vorbească, zicea cineva. Hai să vedem, cum ați defini un introvert? Un introvert de data aceasta. De regulă se încarcă exact prin introspecție. Îi place să stea de vorbă el cu el. E mai timid. De regulă e mai liniștit. Stă într-un colț, ascultă, observă mai mult decât să vorbească. În momentul în care fac o astfel de întâlnire și împart în breakout room-uri, preferă să iasă sau să nu participe, să țină microfonul închis și după aceea să-l pornească după ce se simte el confortabil. Nu le plac conversațiile de rutină lor, le plac lucrurile mai deep, mai adânci. Preferă să nu fie în centru atenției și nu prea se simt confortabil atunci când cunosc oameni noi. Acum, întrebare pentru voi. Atunci când vrei să faci networking, merită să fii introvert sau extrovert? Introvertit sau extrovertit? Ziceți, cum? Ambele. E ca la tango, zice Mia. Indiferent, la nevoie. Mișto răspunsul ăsta. Combinate. Introvert, să nu fie centru atenției, dar respectă și intimitatea. Ambele. Bun. O să vă arăt un video. Ce vă invit cei care știți engleză să nu citiți traducerea. E o traducere semi-automată. Se înțelege dacă o citiți. Dar e important mesajul care reiese de acolo. Hai să vedem, într-adevăr, atunci când vine vorba de networking, introvert sau extrovert? Să-i dăm drumul la video. Attention. But from a scientific perspective, is there an advantage to being an introvert or an extrovert? Which is better? The idea of two polar personalities was first described by Swiss-German psychologist Carl Jung, who coined the terms introversion and extroversion. Jung's theory was further elaborated upon by Hans Eysenck, a German psychologist who defined introverts and extroverts by their baseline arousal. Extroverts, with their lower level of arousal, would need to do more exciting things that would physically
and mentally exhaust an introvert in order to reach satisfaction. So while an introvert might be content with a leisurely bike ride through a quiet park, an extrovert might need to hit the dirt roads in order to feel mentally satisfied. Brain scans show a thicker prefrontal cortex in introverts compared to extroverts, which is associated with deeper thought and planning, suggesting that extroverts may be more impulsive than introverts who prefer to mull things over instead of directly springing into action. But because of this tendency to ruminate in introverts, they're also more susceptible to developing anxiety and depression. Extroverts also respond more strongly to rewards, with brain scans showing a significantly more activated dopamine reward system than introverts when completing and winning a computerized gambling task. And given that we're social animals, dopamine is also released when interacting with other humans. This was especially important as hunter-gatherers, who relied upon others for both food and protection from predators. However, human connection has a greater impact on extroverts than introverts. In fact, it's been shown that the brains of extroverts respond more strongly when shown photos of human faces compared to neutral photos of nature. But for introverts, the brain response is similar between the two. Now, that's not to say that introverts don't feel any excitement from winning or that they strongly dislike being around people, but they simply don't feel as excited and don't require as much social interaction in order to feel good. In terms of genetics, there may be an evolutionary advantage to each trait. For instance, introverts might have stuck to the sidelines to avoid predators, while extroverts would roam and explore, giving them an advantage when food is scarce. A study involving 130 participants discovered that those who were more inclined to be adventurous had two copies of one particular allele, reinforcing the idea that these personality traits are partially linked to genetics. In many ways, our society has an extroversion bias, where qualities like putting yourself out there are highly valued. Our institutions are also often designed with the extrovert in mind, where group work is a popular practice in most schools and workplaces, with the idea that creativity comes from a sociable place. However, as social animals, we instinctively mimic others' opinions without realizing it, suggesting that your brainstorming sessions with others may not always be productive. When we disagree with a group, neuroscientists have shown high activation in the amygdala, a part of the brain associated with the sting of rejection. When we think of introverts, shyness and the preference to be alone often come to mind, but in reality, introverts may simply prefer close conversations with one or a few people instead of dozens. Furthermore, introverts may even be better public speakers, as they're known to think through ideas thoroughly compared to extroverts, who may choose to make rash decisions instead. But perhaps you are an ambivert, right in the middle of the introvert-extrovert Venn diagram, combining the best of both worlds. A recent study involving 340 call center representatives had their sales record tracked for a period of 3 months. Those who were neither strong extroverts or introverts generated the most revenue, averaging $208 per hour, compared to the study average of $138 per hour. So, what do you see yourself as? And do you think one is better than the other? Deci, concluzia este simplă. Nici introvert, nici extrovert. Ideal este să fii undeva pe la mijloc sau să reușești atunci când e nevoie să fii introvert, să fii introvert, când e nevoie de extrovert, să fii mai extrovert, să fii extrovert. Ați văzut, cei mai buni public speaker sunt cei introverți, pentru că intră mult, mult mai în amănunt. Acum, pentru că am terminat primul modul din acest curs și vor mai fi câteva module, ce vă invit este să-mi scrieți pe chat care este ideea cea mai interesantă până acum pentru voi până aici. Cea mai interesantă idee pentru voi până aici. Vă rog să scrieți în chat. Văd că am crescut numărul de participanți. Haideți, scrieți. Cea mai interesantă idee, conexiuni, combinația între cele două, ambivertul, iată ne spune Ileana, ambivertul, Cătălin, da, ambivert, văd că a rămas ca idee principală până acum. Bun, vom merge rapid la modulul numărul 2. În modulul numărul 2 mi-am propus să vorbim puțin despre crearea oportunităților. Și după cum probabil ați auzit, există un studiu care spune că ne aflăm la 6 persoane distanță de oricine din această lume. Teoretic, de la tine până la Bill Gates mai există încă 5 persoane. Teoretic, tu cunoști pe cineva care cunoaște pe cineva, care cunoaște pe cineva, care cunoaște pe cineva, care cunoaște pe cineva, care cunoaște pe Bill Gates sau pe oricine. În loc de Bill Gates puneți voi ce vreți. Este
acele 5 grade sau 6 grade de separare. La un moment dat, cei care coordonează Facebook au făcut un test și au văzut că media între cele două persoane e mai mică deja decât cele 6 grade și teoretic media se află undeva pe la 3. Deci teoretic tu cunoști pe cineva care cunoaște pe cineva care cunoaște pe cineva care îl cunoaște pe oricine din lumea asta. Și am făcut testul acesta cu Bill Gates și am ajuns la Bill Gates printr-un singur om. Deci eu cunosc pe cineva care îl cunoaște pe Bill Gates. E vorba de un fost coleg de-al meu de facultate care a lucrat la Microsoft și care a avut privilegiul să-l cunoască pe Bill Gates. Și la acest capitol mi-am propus să vorbim despre cele 5 legi ale networkingului. Și de unde m-am inspirat când am creat aceste legi la care m-au ajutat și colegii mei din Biz Club? M-am inspirat dintr-o carte care se numește Go Giver. Go Giver se numește și e scrisă de Bob Burg și o găsiți și în limba română. Dacă vreți o carte de început pentru ce ar putea să însemne networking-ul pentru voi și ce înseamnă această modalitate de a-ți îndrepta viața spre direcția de colaborare cu alții și de a ajuta pe alții, vă recomand această carte, cartea Go Giver. Dar înainte de a vă spune despre cele trei legi de care vorbește Bob Burg în cartea lui, aș vrea să vă vorbesc despre primele trei legi care au apărut legate de networking. Legate de networking. Și prima lege a apărut undeva în 1919. E legea lui Sarnoff, așa se numește. El a fost un titan al erei radioului și televiziunii și a creat un radio care a fost strămoș al NBC-ului de astăzi. Și el spune așa, valoarea rețelei tale, networking-ului tău, este egal cu numărul de oameni pe care îl cunoști. Și multă vreme a fost prima lege sau una dintre legile networkingului. Mai târziu a venit un tip, Metcalfe, îl cheamă, Metcalfe, și a venit undeva în 1980 și el a fost unul dintre cei care au creat standardul Ethernetului, strămoșul internetului de astăzi. Și el a zis așa, valoarea unei rețele nu e N, nu e câți oameni cunoști, ci este toate posibilitățile de la fiecare la fiecare și anume este N pătrat. Adică valoarea rețelei tale este N pătrat. După aceea a venit un doctor de la MIT, David Reed, pe numele lui, și a creat o altă lege care a spus așa, stați puțin. Valoarea rețelei tale este dată nu doar de rețeaua ta, ci de rețeaua ta împreună cu toate subrețelele care există în rețeaua ta. Adică s-ar putea dacă, de exemplu, eu cu Reiko este astăzi alături de noi, dacă eu cu Reiko fac parte din același club, valorează și tot clubul, dar totodată valorează și relația pe care o am eu cu Reiko pentru a îmbunătăți și mai mult rețeaua. Adică egal cu 2N pătrat. Știu că asta sună la matematică. Am zis, hai să mă duc să văd legile astea dintr-o perspectivă mai umană și bazându-mă pe ce spune Bob Burg în Go Giver, am zis, hai să văd care ar merita să fie legile networking-ului din perspectiva aceasta. Și am definit 5 legi. Și prima lege se numește legea valorii, care spune așa, valoarea rețelei tale este determinată de cât de multă valoare oferi oamenilor fără, foarte important, fără să ceri nimic în schimb. Am apare contraintuitiv. Stați un pic, cum adică? Eu să mă duc să le dau la alți oameni lucruri și să-i ajut și după aia ei o să mă mai ajute, oare? Ce credeți că se întâmplă? Nu e contraintuitiv? Oare există o diferență între valoare și bani? Hai să vedem ce a scris pe chat. Zice, nu vorbim de chestii materiale. Putem vorbi și de chestii materiale, dar tu poți să oferi valoare oamenilor și altfel. Și oamenii sunt motivați de bani și bonus. Asta l-am învățat de la unul din mentorii mei, de la Andy Secchi.
Oamenii sunt motivați într-adevăr de bani, dar sunt motivați și de alte lucruri pe care noi putem să le dăm pentru ca ei să obțină valoare. În primul rând putem aduce o bucurie a unui om. Putem să-l ajutăm să-și îndeplinească obiectivele. Putem să îi spunem o noutate. Putem să-l ajutăm să facă lucruri utile sau să-i dăm mai multă utilitate. Și unii oameni sunt motivați de stima pe care o poartă ceilalți. Deci noi putem da valoare folosindu-ne de toate aceste elemente. Și haideți să vă dau câteva modalități prin care, cu poate fără nicio investiție sau cu sume foarte mici, ai dat valoare cuiva și ce s-a întâmplat după aceea. Prima variantă este surprinde pe ceilalți. Vreau să vă întreb, ce credeți voi că se află în partea stângă a imaginii? Știu că dreapta vedeți niște doctori stomatologi. Ce credeți că se află în partea stângă? Hai, scrieți-mi pe chat. Ce credeți că se află în partea stângă? Ce sunt alea? Ce sunt ăia de acolo? Niște? Începe cu bis. Niște bis? Biscuiți. Excelent. Niște biscuiți. Biscuițio, zicea. Uite, Cătălina, Cristian. Biscuițio. Exact, niște biscuiți. E, ce-au făcut cei de la Team Dental Clinic din Timișoara, colegii noștri din Bisclap Timișoara, la un moment dat când au avut prezentarea de firmă, au venit cu niște biscuiți făcuți manual și pe fiecare membru din club avea câte un biscuit cu cartea lui de vizită. Și era foarte, foarte mișto. Observați, pe fiecare biscuit era logo-ul firmei, făcut manual, nu știu cum i-au făcut, și scris numele tău. Cum credeți că ne-am simțit? Cum credeți că s-au simțit cei care au primit acest biscuit? Eu nici măcar n-am mâncat biscuitul respectiv. L-am ținut acolo câteva săptămâni și l-am ținut în vitrină. La un moment dat, cum credeți că ne-am simțit? Care credeți că a fost sentimentul? Exact! Bani și bonus. Adică m-am simțit special, său din bol, stimă, m-am simțit valorizat, am primit valoare. Are rost să vă spun că mulți dintre colegii noștri sunt clienți ai acestei clinici? N-are rost să vă spun, pentru că s-au simțit atât de bine și au fost surprinși și după aceea chiar am făcut și o vizită la clinică și zâmbetul meu se datorează Team Dental Clinic, le mulțumesc pe această cale. Al doilea exemplu, recomandă. Câți dintre voi ascultați audiobook-uri? Scrieți-mi pe chat dacă ascultați audiobook-uri sau citiți cărți. Dacă citiți cărți sau... Așa, bun. Avem așa. Așa, citesc, da, ambele. La un moment dat am fost la un club de business, m-am dus la o întâlnire de business organizată de către cei de la Business Days. Și la întâlnirea respectivă de business erau un stand mare a celor de la Act și Politon, de la librăria Act și Politon. Și ce am făcut? De fiecare dată când găsesc cărți interesante sau audiobook-uri interesante, mi-am cumpărat, bineînțeles, o plasă de cărți. După ce mi-am cumpărat această plasă de cărți, am făcut un live din fața standului, în care am povestit pe Facebook, am povestit despre aceste cărți pe care mi le-am achiziționat. Am făcut lucrul ăsta și, bineînțeles, acolo l-am cunoscut și pe cel care coordonează Act și Politon. Și m-a văzut că fac live și a văzut că vorbesc despre cărțile lor. De Crăciun urma să mă duc la părinții mei și primesc un telefon. Alo, bună ziua, sunteți domnul Iepure? Da, sigur, sunt Călin. Zice, sunt Adrian de Lac și Politon și vreau să vă trimit un colet cu ocazia sărbătorilor de an. Zic, bine, acum mă duc la părinți, vă rog să-mi trimiteți coletul la părinții mei în satul mare. Peste vreo 2-3 zile mă sună cei de la curier și cei de la curier, ce credeți că îmi spun la telefon? Hai să vedem dacă ghicește cineva ce mi-au spus cei de la curier. Domnul Iepure, aveți? Haideți că vă ajut. Aveți ce? Sunteți acasă în Timișoara? Nu, au venit unde au trebuit. Zice, vă rugăm să veniți dacă se poate, pentru că noi avem foarte multe, foarte multe colete acum de sărbători, iar dumneavoastră aveți 3 colete mari.
Aveți scurtă, da, bună întrebarea mea. Trei colete mari, vă rugăm să veniți cu mașina la noi la sediu. M-am dus la ei la sediu, noroc că nu era nimeni în mașină, m-am dus singur, pentru că am primit trei cutii mari cu toate cărțile de la Act și Politon, toate audiobook-urile pe care le-au scos ei până atunci, cadou de la Moș Crăciun, apropo, Sânziana, așa este, cadou de la Moș Crăciun. Și chiar țin acolo cartea Go Giver, una dintre cărțile care m-au marcat și una dintre cărțile despre care chiar am vorbit în acel video. Eu i-am recomandat și am primit aceste cărți. Și l-am sunat după aceea, bineînțeles, pe Adrian și a spus: Adrian, pot închiria întrebarea? Ana, le-am dat. Stai că îți povestesc tot ce s-a întâmplat. L-am întrebat pe Adrian, zic: Adrian, spune-mi, te rog, mi-ai trimis atât de multe, îți mulțumesc. Ce să fac cu ele? Zice, Go Giver, cu V se scrie, G-I-V-R, Go Giver, G-O-G-I-V-R, așa, bun. Alin, mulțumesc mult, Alin. Și ce am făcut? L-am întrebat ce să fac cu cărțile și a zis: Căline, faci ce vrei tu cu cărțile, sunt ale tale, eu ți le-am dat ție, tu faci ce vrei cu ele. Și ce am făcut în următorul an, de fiecare dată când organizam un eveniment, de fiecare dată când mă duceam la o întâlnire unde aveam de dat premii, dădeam premii din cărțile pe care eu le citisem sau le ascultasem, le-am dat mai departe ca să se bucure și alții de informația din acele cărți extraordinare. Mai mult am și recomandat unele dintre cărți. Iar la următorul Crăciun m-am îmbrăcat în Moș Crăciun și la colegii mei din Biz Club m-am dus cu un sac întreg cu toate cărțile care mi-au mai rămas și fiecare a venit și și-a ales cadou de Crăciun și-a ales o carte sau mai multe cărți care i-au plăcut. Asta este networking-ul, puterea networking-ului. Și cea de-a treia variantă, sau mai rog, cea de-a treia modalitate prin care poți să oferi valoare, să personalizezi. Nu știu câți dintre voi îl cunoașteți pe acest domn. Poate ați auzit de cu cărțile pe față, de mișcarea cu cărțile pe față. Îl cheamă Victor Miron. Pe Victor Miron l-am cunoscut prin intermediul organizației Toastmasters. Iar Victor Miron ce a făcut? La o conferință a venit cu această carte care are pe copertă o poză cu mine, cu soția mea Mara și cu primul nostru copil, cu Ștefan. El era născut atunci și scria, cartea avea titlul Trai în doi, era o carte scrisă de el, o carte de poezii. Și a fost un exemplar unic, a fost o carte personalizată pentru mine. Vă dați seama că am pus cartea la loc de cinste în bibliotecă, pentru că a existat această componentă a personalizării. Deci prima lege, legea valorii. Gândește-te cum poți să dai valoare celorlalți. Mergem la următoarea lege și o să trec mai repede, pentru că sunt multe lucruri pe care m-am propus să le facem. Legea puterii se numește. Și legea puterii sună în felul următor. Puterea rețelei tale depinde în mod direct nu doar de valoarea pe care o dai, ci de cât de mulți oameni sprijini și cât de bine faci asta. Cât de bine faci asta? Și atunci întrebarea pe care merită să ți-o adresezi este: ok, care sunt oamenii din jurul meu, din rețeaua mea pe care eu îi sprijin? Și cât de bine le ofer eu valoare? Pentru că asta este puterea rețelei tale. Mergem mai departe, la legea numărul 3, se numește legea influenței. Influența ta asupra rețelei tale este determinată de brandul tău personal și de măsura, deci mai întâi brandul tău personal, cine ești tu, și de măsura în care plasezi pe primul loc interesele altor oameni, celorlalți oameni. Probabil ați auzit din Biblie că există o lege sau o regulă, regula de aur. Cine știe să-mi spună regula de aur? Ați auzit de ea? Regula de aur, din Biblie. Fă pentru ceilalți ceea ce ai vrea ca ceilalți să facă pentru tine. Mm-hmm. Exact, exact. Fă pentru ceilalți ceea ce crezi tu, ceea ce îți dorești ca ceilalți să facă pentru tine. Există o altă regulă, o regulă mai bună decât regula de aur, se numește regula de platină. Pentru că, de multe ori, noi asta facem. Când luați un cadou, de regulă, când iei un cadou, tendința este să iei ceva ce ție îți place. Adică fă și pentru celălalt, ia și celălalt, cadou care îți place ție. Dar nu, regula de platină spune așa: tratează-i pe ceilalți sau oferă-le celorlalți ceea ce își doresc ei. Sau tratează-i pe ceilalți așa cum își doresc ei să fie tratați. Uităm de multe ori să ne punem în papucii celuilalt. Și de asta merită uneori să fim atenți la această regulă de platină.
arată că îți pasă. Oamenilor nu le pasă cât de mult te știi până nu știu cât de mult îți pasă, spune John Maxwell și îmi place foarte mult acest titlu. Deci, regula de platină. Mergem mai departe la cea de a patra lege, legea autenticității. Și am definit această lege în felul următor. Creșterea sănătoasă a rețelei tale depinde în mod direct de autenticitatea ta. Și acum vreau să vă întreb. Ce se întâmplă dacă tu joci un rol și nu ești autentic în relațiile cu oamenii din jurul tău? Ce se va întâmpla? Așa vor fi și relațiile. Pentru că atunci când joci un rol, tu ne impactezi persoanele din jurul tău și generezi anumit feedback care își fie pe măsură. Exact. Deci tu atragi oamenii care sunt impresionați de rolul ăla, corect? Ghiți ce se întâmplă când nu mai joci rolul? Pentru că se va întâmpla uneori. Nu se va întâmpla. Oamenii respectivi vor pleca. Adică nu ai o creștere sănătoasă a rețelei. Chiar stăteam de vorbă la un moment dat cu Ștefan Mandachi, pe Ștefan l-am pregătit pentru unul din discursurile lui de la TEDx. Și în momentul în care l-am pregătit, el mi-a spus, pentru mine cel mai important lucru este să fiu autentic, să fiu eu. De asta, de multe ori, nu se ferește să scrie pe internet tot felul de lucruri care pot părea foarte ciudate pentru unii dintre cei care îl urmăresc. Deci, dar, fiind autentic și spunând lucrurilor pe nume, atrage oamenii în jurul lui și își dezvoltă rețeaua într-un mod sănătos. Și atunci întrebarea e următoarea. Ești gata și ești pregătit să îmbrățișezi autenticitatea ta? Care este autenticitatea ta? Sau ce poți să faci ca tu să devii tot mai bun și ca autenticitatea ta să fie una atractivă pentru ceilalți? Legea receptivității este ultima lege, dar înainte de a vă citi legea, vreau să vă întreb. Credeți că puteți expira? Poți să expiri fără să inspiri? Așa ca și fetița de aici? Păi expir dacă nu inspir. Ideea este că atunci când expiri, când sufli, automat trebuie să inspiri pentru că ai nevoie de aer. Și această lege a receptivității chiar se bazează pe acest fenomen. Pentru că tu dai, dăruiești, ajuți rețeaua ta, dar e nevoie ca și rețeaua ta să te ajute pe tine. Dar e un lucru care se întâmplă. Unii dintre noi nu știm să primim. Vrea cineva să ne facă ceva, un bine, sau vrea să ne ajute și refuzăm politicos. Și atunci legea receptivității spune dezvoltarea eficace a rețelei tale este energizată de nivelul tău de receptivitate. Deci fii pregătit să primești. Și acum vreau să vă întreb, la ce credeți că ne ajută toate aceste legi, toate aceste componente? La ce credeți că ne ajută? Scrieți pe chat sau spuneți. Ca să poți continua, trebuie să accepți să te reîncarci. Corect, Ali? Corect. La ce credeți că ne ajută toate aceste legi, toate aceste lucruri legate de networking? La ce ne-ar putea ajuta? Da? La brandul personal. La brandul personal. Pentru că există 10 moduri prin care poți să-ți creezi oportunități de networking. Și hai să le vedem care sunt aceste oportunități. O să le iau repede pentru că le cunoașteți cu siguranță. Cum creăm oportunitate? 1. Poate ați auzit de cafea prânz-cină. În momentul în care invit pe cineva la o cafea, în momentul în care iau cineva, creez o oportunitate de networking. Evenimentele sociale, iară sunt oportunități de networking. Conferințele la care participăm, indiferent că sunt online sau offline. Observați, voi astăzi ați avut șansa de a face networking cu alții. Trainingurile pot fi oportunități de networking. Speed networking, că zicea cineva la un moment dat, speed networking sunt acele întâlniri rapide în care schimbi foarte, foarte repede partenerul și cunoști foarte mulți oameni noi. Asociații și cluburi. Atunci când faci voluntariat, în Toastmasters am făcut voluntariat. Era o organizație în care învățam vorbitul în public, dar pentru că mi-am dezvoltat această abilitate de a vorbi în public pe lângă întâlniri
După întâlniri mergeam la discuții și făceam networking intenționat cu colegii și ne-am ajutat foarte mult și datoresc foarte mult colegilor din Toastmasters pentru multe dintre lucrurile bune care s-au întâmplat în viața mea. Am mai descoperit și alte modalități de a face networking. În momentul în care vrei să devii un influențator foarte bun sau să devii un conector foarte bun în domeniul tău de activitate, ce merită să faci este să iei interviuri celor mai buni oameni din domeniul tău. Așa am pornit de vorbă cu antreprenorii, care a fost o emisiune experiment în care le luam interviuri celor mai mari antreprenori din România. Și luându-le interviuri, m-am conectat cu fiecare dintre ei, iar astăzi, în momentul în care vreau să invit la un eveniment, de fiecare dată îmi spun da. Deci speaker, moderator, ba mai mult translator, așa să știu, de la Sorin Popa, care a dus speakerii importanți în România și ce făcea? Făcea traducere pentru ei. Efectiv, traducea ce spunea speakerul. Și asta l-a ajutat să se conecteze cu o mulțime de speakeri internaționali, iar astăzi, iată, coordonează o organizație foarte frumoasă, John Maxwell Team România. Când ești autor de articole și cărți, iarăși e o modalitate intenționată prin care poți să faci networking. Sau când mentorezi sau ești mentorat de către alți oameni, poți să faci networking. Acum, aș vrea să facem următorul lucru. E o activitate simplă. Vă invit să vă gândiți la un lucru care merită să-l faci atunci când faci networking, să zicem că te-ai întâlnit cu cineva la o conferință, un lucru care merită să-l faci și un lucru pe care nu l-ați face nici în ruptul capului la un eveniment de networking. Hai să vedem. Vă rog să scrieți pe chat. Deci, eu scriu aici ce să faci. Ce să faci. Ce merită să faci? Haideți, scrieți-mi în chat să văd care sunt acele lucruri pe care merită să le facem în momentul în care facem networking. Să te intereseze celelalte persoane. Corect, Reica. Bravo, bravo. Excelent. Hai să vedem și alte păreri. Deci ce să faci și ce să nu faci? Să ajuți. Așa, să-i ajuți să crească și să nu duci pe alții în jos ca tu să te ridici. Să identifici preocupări comune, spune Cristian. Iliana spune, merită să faci follow-up, nu merită să vinzi înainte de crearea relației. Genial, Iliana, genial. Să nu vinzi. Excelent. O să vă spun câteva lucruri. Și acum, hai scrieți-mi ce să nu faci. Mai scrieți-mi ce să nu faci. Văd că s-au scris și una și alta. Să fii autentic, interesat, pe bune, nu doar ca să dai așa, să echilibrezi discuția, să fii implicat, să implici pe cei timizi. Excelent. Ce să nu faci? Hai să vedem ce să nu faci. Ce să nu faci? Să nu vorbim despre politică, sex. Da, asta am învățat-o în Toastmasters. Nici discursuri despre politică, sex sau religie nu prea sunt agreate. Într-adevăr, trebuie să avem grijă să nu aducem în discuție subiecte de acest tip. Să nu vorbești mai întâi despre tine, ci să fii curios de ceea ce spune celălalt. Așa? Bun. Ce să nu faci? Să nu te uiți la ceas când interlocutorul vorbește. Să nu te uiți la alți oameni în timpul conversației, adică vorbesc cu tine și după aceea mă uit la altcineva. Să iei cartea de vizită rapid și să o bagi în buzunar fără să te uiți la ea. Iarăși un lucru pe care nu merită. Să flirtezi când faci networking, atenție! Sau să te holbezi la pantofi sau la alte elemente pe care le poartă celălalt. Să bei prea mult, iarăși nu este un lucru bun când faci networking. Acum vă spun lucruri pe bune pe care le-am văzut. Să-ți verifici telefonul, iarăși e un lucru de evitat. Să te scarpi sau să te joci cu verigheta. Am văzut-o și pe asta. Fără glume deplasate, exact. Așa. Ce să faci? În primul rând, fii prezent, atent, deschis. Eventual, dacă mergi însoțit cu un prieten, faceți networking fiecare într-o altă parte a sălii, în așa fel încât nu stați doar voi doi acolo împreună.
respectați codul de conduită al celor care au organizat evenimentul, adică respectați, într-un cuvânt, bunele maniere. Mulțumesc tare mult! Acum, când ne întâlnim, merită să urmăm un anumit tipar. Se numește elevator pitch. Elevator pitch. Și vă rog să-mi scrieți pe chat dacă ați auzit de elevator pitch și eventual să-mi spuneți ce înseamnă elevator pitch. Hai să vedem câteva răspunsuri. Prezentare de lift, spune Roxandra. Da, de acolo vine, de la elevator pitch. Așa. Această poză se presupune că este de la primul elevator pitch din lume. Acum știu că unii dintre voi ați auzit că elevator pitch este atunci când te întâlnești cu Bill Gates într-un lift, coborâși pe etaje și ce ai de făcut este să-i vinzi o întâlnire cu tine. Da, și asta înseamnă elevator pitch, dar primul elevator pitch a fost susținut de Elijah Otis, este unul dintre inventatorii liftului cu care avea un sistem de blocare, un sistem de blocare cu cu niște arce pe bază de clinchet. Și ce a făcut Elijah Otis, marea problemă a epocii a fost că ei foloseau lifturi, dar lifturile respective aveau frânghii, erau trase de frânghii și se transportau de regulă doar mărfuri cu ele, pentru că exista șansa ca acele frânghii să se rupă. Și atunci Elijah, fiind inventator, a inventat un lift care se bloca în momentul în care se rupea frânghia. Și Elijah Otis ce a făcut? A invitat în Crystal Palace, cea mai mare sală de conferință din New York, i-a invitat o mulțime de oameni și împreună cu fiii lui a făcut această demonstrație acestui lift. I-a invitat pe oameni să fie atenți, la un moment dat a scos o săcure de la brâu și a început să taie, să lovească în frânghia care ținea liftul. Era undeva preț de 3 etaje, 2 etaje și ceva ridicat în aer Elijah Otis și era normal că dacă lovești frânghia va cădea. Și oamenii nu puteau să privească, zicea, nu pot să privesc așa ceva, vrea să se sinucidă. Și după ce a tăiat frânghia, a alunecat câțiva centimetri în gol liftul și s-a blocat prin acest mecanism pe care chiar el l-a inventat. Și el a spus așa, suntem în siguranță, domnilor, suntem în siguranță. Și acela a fost primul elevator pitch, așa ca o poveste, acela a fost primul elevator pitch, dar n-a fost doar prima demonstrație de lift din lume, în care un lift într-adevăr s-a oprit, ci a fost momentul în care Elijah a tăiat cu securea argumentației, a tăiat neîncrederea oamenilor prin acest scurt discurs. Și atunci când ne referim la un elevator pitch, sunt câteva elemente importante. În primul rând, un elevator pitch ar trebui să țină maxim un minut. Maxim un minut. Și într-un minut, ce ai de făcut, merită să-i atragi atenția celuilalt. Acum, aș vrea să vă întreb, ați avut la dispoziție un minut cu colegii voștri în acele camere. Spuneți-mi cum s-au desfășurat acele prezentări. Cum s-au desfășurat acele prezentări? V-au atras atenția colegii? Sau cei care v-au atras atenția? Prin ce v-au atras atenția? Care a fost diferența, care a făcut diferența în momentul în care s-au prezentat colegii voștri? Hai să vedem. Care e diferența care a făcut diferența? Scrieți-mi pe chat sau porniți microfonul. Uite, cu Ileana mi-ar place să vorbesc. Ileana, care a fost diferența? Pentru că te-am văzut, eu am intrat în toate camerele și am stat un pic. Care a fost diferența sau care este diferența care face diferența atunci când vine vorba de acest elevator pitch de 30-60 de secunde? Că dacă nu l-ai pregătit, improvizezi. Unu, s-a văzut, se vede diferența dacă e cineva care l-are pregătit și cineva care improvizează. Corect. Excelent. Ce altceva? Ce a făcut diferența atunci când omul, când participantul, când colegul s-a prezentat?
Ce a mai făcut diferența? Deschiderea și zâmbetul ajută. Zâmbetul, deschiderea, energia, aș putea spune. Pentru că noi știm cât de mult contează energia. Fiind amândoi trainer, știm cât de mult contează energia pe care o ai în fața participanților. Eu am făcut o listă aici, îmi permit să vă arăt această listă. Am făcut o listă cu ce face diferența. Uite, Virginia ne spune, Maria ne spune spontaneitatea. Virginia ne spune prezentarea personală, zâmbetul, energia moderată. Deci toate lucrurile astea pot să facă diferența. În primul rând, diferența, așa cum spunea mai devreme Ileana, prima diferență majoră o face structura. Structura și argumentația pe care tu o folosești. După aceea contează tonul și ritmul vocii, inflexiunile vocii, pauzele în vorbire pe care le folosești intenționat atunci când vrei să subliniezi anumite elemente. Cum folosești gesturile? Observați care e diferența în momentul în care vorbim pe cameră și suntem față în față cu cineva. Care e diferența? Cum sunt gesturile? Vă rog să-mi scrieți pe chat. Cum vedeți gesturile? Când suntem pe cameră, cum sunt gesturile? Limitate, exact. Și atunci gesturile sunt mai la un nivel mai înalt. Adică nu mai gesticulez aici în zona abdomenului, așa cum fac atunci când sunt față în față, ci gesticulez ridicând mâinile undeva la nivelul urechilor, la nivelul gurii, la nivelul umerilor. Într-adevăr, sunt incomplete de multe ori, mai ales dacă vorbim așa. Deci, ideea este că merită să fim atenți la elementele ce țin de comunicarea verbală, comunicarea non-verbală, comunicarea paraverbală. Umorul poate să facă diferența. Umorul poate să facă diferența. As it turns out. Și acum, ce vreau să vă arăt, pentru că discutam aici de partea de structură, am învățat o structură care mă ajută foarte, foarte mult. E bazată pe un element care se numește cercul de aur. Și aș vrea să știu dacă unii dintre voi l-ați văzut pe Simon Sinek sau cunoașteți acest concept care se numește cercul de aur. Văd că Cătălin are plus, deci înseamnă că l-ai văzut, Cătălin. Ne vom uita la un video scurt cu Simon Sinek și după aceea vedem ce avem de învățat de la Simon Sinek. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? As a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh.
And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, you know, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage, it has, you know, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. Goal. Deci, concluzia care este? Hai să vedem care e concluzia din punctul vostru de vedere, pentru că ne-am uitat la acest video. Așa. Aici cineva deja ne-a făcut un elevator pitch, Marian. Așa. Nu e chiar elevator pitch. Nu e chiar elevator pitch? Zice, people don't buy what you do, they buy why you do it. Exact, asta este. Mai întâi le spunem de ce facem ceea ce facem. Și vreau să vă arăt o modalitate prin care putem face asta și chiar îl provoc pe Marian să-și ia prezentarea și să o ducă pe structura, pe care o să o prezint în câteva secunde. Deci, primul lucru este următorul. Ce zice Simon Sinek? Pornește cu de ce-ul. Pornește cu de ce-ul. Adică, răspunde la întrebarea de ce. De ce aș apela la tine? Pentru că asta instigă sau asta se transformă în curiozitate. De aici vine partea de curiozitate. De ce aș apela la tine? De multe ori vin la întâlnirile de networking, întâlnesc participanți care sunt contabili. Vreau să vă întreb, în momentul în care vine cineva la mine și îmi spune bună ziua, întind mâna și întreb, tu cu ce te ocupi? Sau dumneavoastră cu ce vă ocupați? Și zice, sunt contabil. Ce se întâmplă dacă eu mai am încă doi contabili cu care lucrez în momentul ăsta? Ce se întâmplă în mintea mea? Nu poți să te diversifici. Mai sunt atent la omul ăla. Nu mai sunt atent la omul respectiv. În schimb, dacă merge pe, așa asta e valabilă și pentru Marian, Marian, dacă m-aș duce la omul respectiv și aș face în felul următor, sau el ar fi venit la mine și ar spune așa, îi ajut pe antreprenori să doarmă liniștiți. Prin tot ceea ce fac îi ajut, apropo de ce spunea mai devreme Simon Sinek, prin tot ceea ce fac îi ajut pe antreprenori să doarmă liniștiți. Mai întâi analizez actele contabile, după aceea le propun un plan, și ajut să plătească cele mai puține impozite la stat în cel mai legal mod cu putință. Sunt contabil și consultant fiscal. Credeți că are șanse mai mari? Credeți că are șanse mai mari să intervină? Are șanse mai mari ca să discute cu mine? Am eu șanse mai mari să lucrez cu ei? Sigur. Ce zici, Marian? E o propunere cu o valoare foarte sustenabilă. Numai că probabil ține de noi și de modul de a ne prezenta, exact cum ne-ai pus să spunem. Dacă noi venim cu mâinile în buzunar plehamite și părem foarte din afara povestii, probabil nu o să atragem și o să părem infantili sau nu o să fim de acolo. În schimb, dacă noi o să avem atunci conform povestii pe care suntem în fața a o spune, o să fim credibili și... Excelent! Excelent! Ce o să spunem o să atragă și atragem atenția cu siguranță, mai ales dacă avem un produs bun. Și chiar dacă nu avem un produs bun, atragem atenția prin atitudine
Și atitudinea tot timpul contează. Și dacă contează, înseamnă corect, că... Corect, corect, corect. Dăm voie să duc mai departe atunci conceptul. Deci, vei avea șansa să faci asta în breakout room-uri, pentru că vom mai avea încă o variantă prin care să ne prezentăm, încă câteva minute în care ne vom prezenta. Deci, primul lucru la care merită să răspundem este de ce aș apela la tine. După aceea, următorul lucru, următoarea întrebare pe care o are în minte interlocutorul tău este: cum poți tu să mă ajuți pe mine concret? Pentru că asta, sau cum se aplică în cazul meu ceea ce tu îmi propui? Pentru că asta îmi dă capabilitate ca eu să-ți cumpăr produsul tău, Maria. Și după aceea îmi spui ce faci mai exact. Și v-am dat exemplu cu contabilul. Și o să vă dau și o formulă lingvistică pe care noi o folosim. Și prima dată Ileana a văzut-o când am vorbit la bootcamp-ul agenților imobiliari și acolo s-a văzut diferența de la prima prezentare și prezentarea făcută pe acest tipar. Și spun așa, îi ajut pe, și aici completez cu oamenii cărora tu te adresezi. Deci dacă ar fi vorba de Marian, îi ajut pe cei cărora le oferă Marian un anumit tip de asigurări. Să obțină, și aici spun ce beneficii va obține el și ce o să evite. Pentru dacă... că unii oameni sunt motivați de a obține rezultate, alții sunt motivați să evite pericolul. Mergem mai departe. După aceea, merită să îi povestești omului cum se întâmplă procesul, pentru că suntem motivați de a afla care sunt pașii. Și spui, fac asta mai întâi așa, apoi și la final să obțină. Și imediat vă dau și un exemplu cum m-aș prezenta eu. Sunt, și v-am dat exemplu cu contabilul, dar vă voi da un exemplu cum aș putea prezenta eu în calitate de CEO al BizClub România. Și la final spun, sunt funcția, titlu și firmă. Și atunci aș putea spune așa, dacă aș vrea să mă prezint prin intermediul BizClub, aș spune așa, îi ajut pe antreprenorii mici și mijlocii. La ăștia mă adresez. Să obțină mai multe contacte, să obțină mai mulți furnizori, să obțină clienții potriviți și să evite țepele. Apropo, că sunt unii care asta caută, să evite țepele. Fac asta mai întâi invitându-i la o întâlnire de business networking, apoi făcându-le legătura cu clienții și partenerii potriviți, ca la final să obțină o cifră mai mare de afaceri. Sunt Călin Iepure și coordonez cel mai inteligent club de business networking din România. Adică e o variantă. Acum, haideți să exersăm, pentru că văd că unii dintre voi își doresc să exerseze mai mult. Și ce urmează să facem? De această dată, vă invit să faceți o poză, dacă aveți un telefon mobil, o să vă las această structură. Faceți o poză la ecran în momentul ăsta. Faceți o poză la ecran. Deja am făcut la tot ce se poate. Făcut la tot ce se poate. Bun. S-a făcut poza. Ce vă invit este, folosindu-vă de acest model sau nu, o să vă invit în breakout room-urile respective, voi recrea acele breakout room-uri, văd că suntem mai mulți, o să creez mai multe breakout room-uri de această dată, veți fi 4-5 participanți sau 5-6 participanți în fiecare breakout room și ce vă invit este în 30 de secunde aș recomanda, bazat strict ca și un exercițiu, bazat pe formularea respectivă, să vă prezentați fiecare. Cine poate, cine nu are microfonul închis sau cine poate să facă asta. Ce vă invit este doar să folosiți acest model în așa fel încât să-i cunoașteți rapid. Vom avea la dispoziție 5 minute sau 4 minute și jumătate pentru a se prezenta fiecare, așa că vă invit să nu intrați în discuții polemici sau să nu vă prezentați toată oferta pe care o aveți în cele 30 de secunde. Încercați să vă încadrați în 4 minute și 30 de secunde cât va avea fiecare grupă. Bun, s-a înțeles? Întrebări dacă sunt? Sunt întrebări? Dacă nu, hai să dăm drumul la camere. Mult succes! Vă doresc! Sunteți 4-5, am pus mai puțin în fiecare cameră, tocmai pentru a putea face networking. Revenim după aceea în grupul mare și mai am încă un capitol interesant pentru voi și să scoatem câteva concluzii. Mult succes la networking!
încă 12 secunde până se întorc colegii. Alin, eu vreau să aflu mai multe despre Biz Club. Excelent! Văd mult mai multe camere pornite. Asta înseamnă că s-a întâmplat un pic de networking. Hai spuneți-mi într-un cuvânt, într-o propoziție, care sunt concluziile după această întâlnire legat de prima? Care e un aha moment pentru voi? Ileana, vroiai tu să zici ceva? Te rog. Care e un aha? Aha! Ceva ce ați învățat. E ok, voiam să mă asigur că aflăm și despre Biz Club-ul din București în sesiunea de azi. Ah, o să spun câteva lucruri și despre Biz Club-ul din București, dacă îți dorești mai multe informații. Dar nu este scopul acestei întâlniri, nu vorbesc despre Biz Club, am fost invitat aici de această fundație extraordinară și vreau să le mulțumesc încă o dată. Deci spuneți-mi, cum a fost față de prima dată? Cum v-ați prezentat? V-ați simțit mai sigur pe voi? Ați avut un pic mai multă energie? Da. Deci v-ați simțit mai bine. Dați-mi așa un like dacă a fost mai bine decât prima dată. A fost mai bine. Okay. Super. Super. Bun. Mergem mai departe. La ultima parte a ceea ce vreau să vă prezint. Mi-am propus să vă vorbesc un pic și despre parteneriate de succes. Pentru că networking-ul ne duce inevitabil la a cunoaște o mulțime de oameni și am întâlnit în România mai multe credințe potențatoare sau limitative legate de eu nu mă parteneriez pentru că o să mă... Ia ziceți ce urmează? O să-mi tragă țeapă, o să mă fure și așa mai departe. Deci am auzit multe dintre aceste lucruri. Cu toate astea și eu am avut multe parteneriate. Am avut parteneriate care au durat și parteneriate care au durut. Ideea este că am descoperit în timp o modalitate prin care poți să selectezi oamenii potriviți în jurul tău cu care vrei să lucrezi. Vreți să vă vorbesc despre această modalitate astăzi? Ziceți-mi dacă da sau nu. Cum să-ți găsești sau cum să filtrezi mai bine oamenii potriviți în jurul tău în așa fel, mulțumesc, în așa fel încât să știi că ai făcut parteneriate reușite. Dar înainte de asta aș vrea să vă întreb dacă sau ce înseamnă pentru voi un parteneriat reușit. Ce ar putea să însemne un parteneriat reușit? E win-win, spune Cristian, da, mulțumesc. Win-win, spune și Cătălina. Să urmați un obiectiv comun. Să urmăm și să ajungem la un obiectiv comun. M-am uitat foarte mult la Game of Thrones. Poate v-ați uitat și voi la filmul ăsta. Și am zis, haideți să definesc tipurile de parteneriate în funcție de Game of Thrones. Și o să opresc niște microfoane pentru că se aude microfonie. Și o să vă rog să vi le porniți în momentul în care vreți să spuneți ceva, se aude mult mai bine. Deci, în funcție de Game of Thrones, am zis, haideți să definez tipurile de parteneriate. Și am zis așa, primul tip de parteneriat ar fi parteneriatul bazat pe un motiv. De regulă sunt bazate pe competență și se numesc parteneriate for a reason, pentru un motiv. For a reason. De regulă, aici iau ca partener un om care se pricepe, nu știu, am nevoie de un site și găsesc un ITist care să-mi facă site-ul. Astea nu sunt parteneriate din punctul meu de vedere, sunt mai degrabă colaborări și sunt cele care sunt ca și durată de o perioadă mai scurtă de timp, adică țin mai puțin. După aia, următorul tip de parteneriat am zis că ar fi for a season, adică ține un pic mai mult, e bazat pe un interes comun, poate fi un proiect comun pe care îl dezvoltăm pe o perioadă de timp și sunt parteneriate care durează un pic mai mult. Sunt acele parteneriate de tip, dacă primele ar fi de tip schelă, ei faci clădirea, după aceea iei schela și pleci, astea sunt de tip zid, sunt un pic mai puternice pentru că îți susțin creșterea ta. Dar parteneriatele cele mai puternice sunt parteneriatele de tipul 3,
for a lifetime. Și astea sunt bazate de cele mai multe ori pe valori, pe a găsi acei oameni care se aliniază cu tine, oamenii aia cu care tu te înțelegi atât de bine încât îi inviți. Dacă primele sunt de tip schelă, al doilea de tip zid, ăștia sunt de tip canapea. Sunt oamenii aia pe care poți să-i inviți pe canapea să stea alături de tine. Poate ați înțeles metafora. Și atunci, sunt for a reason, for a season, for a lifetime, cele trei tipuri de parteneriate. Și am zis, ok, cum aș putea crea un mecanism prin care să filtrez acești oameni care vin în viața mea în așa fel încât să am parteneriate benefice, reușite, atât în business cât și în viața personală. Și am creat un model, am de gând ca într-un viitor mediu, nu foarte îndepărtat, chiar să scriu o carte despre cei 6C, se numește Scara Parteneriatelor Reușite. Și primul C vine de la chimie. Și prima întrebare pe care merită să ți-o adresezi când vrei să ai un astfel de parteneriat, prima întrebare pe care merită să o adresezi, să ți-o adresezi, este următoarea. Există chimie între mine și potențialul partener de business? Și vreau să vă întreb, ce credeți că înseamnă chimie? Ce ar putea să însemne chimia între oameni? Scrieți-mi pe chat. Am chat-ul deschis. Comunicare eficientă. Conexiune, conectare între ei. Corect. Deci ideea este, mă simt bine cu omul ăsta atunci când ies cu el la o cafea. Uite, Ruxandra, foarte bine spus, Ruxandra. Am plăcerea de a fi împreună? Există plăcerea de a fi împreună când sunt cu el? Da? Mă înțeleg, mă simt ok cu el, mă simt bine cu el. Deci prima treaptă pe care merită să o urcăm este această treaptă a chimiei. Deci există chimie între noi. E un criteriu, uite, ne spune Corina că e un criteriu pe care îl aplică în recrutare. Corect. Ceea ce spun aici se poate aplica și în recrutare cu foarte, foarte mare aplicabilitate. Mergem mai departe. Al doilea C vine de la caracter. Deci poate să existe chimie. Și am întâlnit oameni cu care aveam o chimie extraordinară. Problema era că atunci când vroiam să urc la scara a doua, scara caracterului, exista o problemă. Adică nu aveam valori comune suficiente sau nu ne puteam respecta unul valorile celuilalt. Și atunci la cel de-al doilea C, la caracter, aș scoate în evidență exact aceste lucruri ce țin de partea de caracter. Omul ăsta are caracterul pe care mi-l doresc eu? Și nu o să vorbesc aici de integritate, că s-ar putea eu să nu caut integritatea într-un anumit parteneriat. Dar dacă eu caut integritatea, omul ăsta are valoarea integritate pe lista lui? E una din primele valori sau integritatea e acolo mai la coadă? Și asta pot să văd prin discuții cu partenerul respectiv. Iar dacă vorbim de HR, există teste din care ne dăm seama de scara valorilor. La un moment dat chiar colaboram cu o companie care asta făcea, avea un test care spunea exact care sunt top 5 valori la fiecare dintre antreprenorii noștri din Biz Club. Al treilea C vine de la competență. Pentru că poate să existe chimie, poate să existe caracter, dar dacă nu există competență, adică omul ăla nu e competent pe locul pe care vreau eu să-l ocup, pe jobul, dacă vorbim de HR, care e jobul pe care vreau să-l dau? Dacă vreau să-l iau ca partener și să zice că eu sunt un foarte bun IT-ist, iar eu am nevoie de cineva care să se priceapă la vânzări, iar el nu are competența asta de vânzări, ce mă fac? Aici pot să iau două variante. Varianta 1, verific dacă are înclinație spre a-și dezvolta acea competență, sau varianta numărul 2, mă despart de el într-un mod sau găsesc un alt loc unde s-ar potrivi. Deci, al treilea lucru e competență. Deci avem așa, chimie, caracter, competență. Atenție! Dacă n-ați urcat treapta de la caracter, nu mai are rost să te duci la competență mai departe, mai ales
pentru parteneriate pe termen lung, for a lifetime, apropo, for a season, for a reason și for a reason, for a season și for a lifetime. Deci, atenție, competența este importantă, dar e mai întâi contează chimia și caracterul. Nu știu dacă ați văzut că oamenii sunt de regulă angajați pe competență și dați afară pentru caracter. Poate știți asta, nu-i așa, Ileana? Deci se întâmplă lucrul ăsta și atunci merită să fim foarte atenți înainte de a verifica competențele lor, de a valida chimia și caracterul. Următorul cât vine de la claritate. Și aici la claritate aș spune despre, aș vorbi puțin despre roluri. E clar pentru fiecare dintre noi ce ne asumăm, care sunt lucrurile care ne asumăm fiecare să le facem în acest parteneriat. Există roluri clar stabilite pe care le vom urma. Și atunci aici aș avea grijă la partea de claritate. Am fost la un moment dat acționar într-un business de transport internațional, cu toate că eu sunt public speaker, eram investitor acolo. Datorită faptului că a fost foarte mare claritate de la început pe acel parteneriat, am putut să ies într-un mod ecologic din acel parteneriat. Următorul că pe care l-am adăugat mai târziu, inițial erau 5 C ai parteneriatelor de succes și acest C vine de la cash, l-am adăugat mai târziu. Am descoperit, bazându-mă și pe statistici, că nu doar în România, ci peste tot în lume, în momentul în care un partener își riscă banii, altul se implică cu munca, parteneriatele astea au șanse foarte mici să dureze. Și atunci, pentru a fi un parteneriat care nu doar care a durat și care nu a durut, recomand ca de la început, și dacă vine unul cu banii și unul vine cu expertiza, ar merita contabilizate în bani ce înseamnă expertiza și munca unuia dintre ei, cel care muncește, și ce înseamnă banii cu care vine celălalt, poate chiar într-un an de zile. Ce înseamnă dacă eu acum vin într-un business cu 1000 de euro, să zicem, ce înseamnă acești 1000 de euro peste un an, peste 2, peste 3 în business. Totodată, cel care muncește, ce înseamnă dacă muncește un an, dacă muncește 2, dacă muncește 3. Și atunci aș vedea o foarte bună clarificare când vine vorba de implicarea fiecăruia, dar la nivel de bani, la nivel de cash. Adică eu mă implic cu munca mea, dar cât valorează munca pe care eu o depun dacă celălalt vine cu banii? Și atunci, atenție la acest nivel de cash. Există claritate, dar aducem claritate și mai mare cu ajutorul cash-ului, cu ajutorul banilor pe care îi implicăm în acel business. Și ultimul, când vine de la chef. Acum, chef nu se leagă de chefurile acelea pe care le cunoaștem noi. Chef vine de la disponibilitate, de la acțiune. Cât de dispus sunt eu să mă implic în proiectul respectiv, să dezvolt proiectul respectiv, să pun suflet în proiectul respectiv și atunci înseamnă că există și chef. Deci, chimie, caracter, competență, claritate, cash. Chef este cel mai bun filtru pe care puteți să-l aplicați. Mai nou, de câțiva ani de când îl știu, îl aplic în toate parteneriatele mele și pentru mine funcționează. Testați, așa cum spuneam la început, nu mă credeți pe cuvânt. Vedeți în ce măsură pentru voi funcționează. La final, înainte de a vă spune câteva lucruri și despre BizClub, așa cum spunea Ileana, vreau să vă spun o povestioară. Nu știu, câți dintre voi îl cunoașteți pe acest domn? Câți dintre voi îl cunoașteți, dacă îl recunoașteți? Cine credeți că este? Da, uite, Ana zice, corect, Călin, trebuie văzut chiar și de ambele părți. Nu trebuie competență după caracter? Ba da, trebuie. După caracter e competență. Așa, bun. Tipul ăsta, pe băiatul ăsta îl cheamă Charlie Plumb și acum are vreo 80-90 de ani. Este un pilot, într-adevăr. Este un pilot de avion. A luptat în războiul din Vietnam și Charlie Plumb, în războiul din Vietnam, a fost luat prizonier pentru că avionul lui a fost doborât, s-a catapultat cu parașuta și când a ajuns pe... Când a ajuns în pădurea în care a aterizat, a fost capturat și a fost dus la închisoare.
E, după un schimb de prizonier cu Statele Unite, Charlie Pram s-a întors la familia lui și a reluat viața lui normală, iar într-o duminică a ieșit la masă cu soția lui. Sunt la masă cu soția lui, la un moment dat se arată în fața lui un om înalt, zvelt, puternic, cu brațele vrăjoase, care se uită la el și spune: dumneavoastră sunteți domnul Charlie Plum? Stă foarte ciudat și se uită la el pentru că nu îl recunoștea pe acel domn. Zice: da, sunt Charlie Plum. Zice: dumneavoastră în războiul din Vietnam ați fost ciuruit și v-ați catapultat cu parașuta și la un schimb de prizonier, v-au prins și la un schimb de prizonier ați revenit în Statele Unite? Zice: da. Dar zice: de unde știți dumneavoastră atât de multe lucruri? Capturat. Zice: eu sunt cel care v-am împachetat parașuta. Ești prost. Asta este o întâmplare reală, este povestită chiar de Charlie Plum, puteți să căutați pe YouTube. Charlie Plum este și membru în Toastmasters. Ideea e următoarea. Atunci când ne gândim la parteneriate de succes, atunci când ne gândim la oamenii din networking-ul nostru, din jurul nostru, câți dintre noi am fi în stare să le dăm parașuta și să o împacheteze pentru noi și am garantat pentru ei? Atunci ai un parteneriat de succes în momentul în care nu ai nicio frică să le dai celorlalți posibilitatea să împacheteze parașuta. Ce urmează să facem acum ca și temă de casă, după ce completați și acel chestionar pe care organizatorii vi l-au pus la dispoziție, este să vă gândiți care este planul vostru atunci când vine vorba de networking. Ce lucruri veți face în fiecare zi pentru ca să vă îmbunătățiți și abilitățile de networker și totodată pentru a vă dezvolta și rețeaua de contacte. Și înainte de a vă spune 2-3 cuvinte despre Biz Club, aș vrea să-mi spuneți cei care vă doriți și să-mi scrieți pe chat sau să vă porniți microfonul și să spuneți care a fost, dacă ar fi să luați cu voi un singur lucru, cel mai relevant lucru de astăzi, care este acel lucru, vă rog să-l scrieți pe chat sau să-l spuneți la microfon, dar pe scurt. Pe scurt, pentru că vreau să vă spun și câteva cuvinte despre Biz Club, durează 2 minute. Deci cel mai relevant. Cercul de aur, ne zice Cătălin și Ana. Why, how, what? Excelent. Modul de filtrare a partenerilor. Cristian, nu știu de ce, am impresia că m-am simțit conectat cu toată lumea, spune Mia. Mulțumim, Mia. Energie. Energie, ne-a spus Tudor. Mulțumesc, Tudor. Aș adăuga și eu ceva. Este da. Oportunitatea de a practica sau oportunitatea de a exersa să te prezinți în fața unui grup. Și asta cred că este o valoare foarte mare. Pentru că atunci când am mers în breakout room-urile respective, ai avut ocazia și mi-aș fi dorit sincer să fie doar puțin mai mult timp acolo și ca toată lumea să aibă ocazia să exerseze. Cred că e o valoare foarte mare și mulțumesc pentru oportunitate. Îți mulțumesc mult, Alin, pentru aceste vorbe. Ce urmează să vă spun? Urmează să vă spun câteva lucruri despre Biz Club. Vă spuneam mai devreme care sunt modalitățile prin care poți să-ți accelerezi creșterea atunci când vine vorba de networking. Cafea, prânz, cină, evenimente sociale, conferințe, traininguri, speed networking, asociații, voluntariat, speaker, moderator, autor de articole și cărți, mentorare. Ce pot să vă spun este că Biz Club le are pe toate. Avem grijă să vă facem și autor de cărți, dacă vă doriți acest lucru, printr-un parteneriat nou pe care Biz Club îl are cu o editură. Dacă vă doriți să cunoașteți oameni noi, acolo puteți întâlni. Dacă vă doriți să vă dezvoltați partea educațională, acolo puteți găsi. Și totodată, dacă vă doriți mentori, avem 15 mentori cu care lucrăm. Ileana, o să te contactez în privat, pentru că cei care vă doriți mai multe informații despre Biz Club, vă rog să mă contactați și la Ileana o să-i dau informații în privat. Totodată mai am un cadou pentru voi. Cadou este un ghid pentru succes în networking. Este un cadou digital. Dacă intrați pe ghid.biz.club, acolo aveți acest ghid digital pe care îl puteți consulta și totodată puteți descărca și răsfoi pe această pagină.
Mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați fost prezenți. Mulțumesc mult organizatorilor și, bineînțeles, cuvântul de final îl are domnul Cristian Vărban. Sunteți în spotlight! Cuvântul de final îl avem fiecare prin ce aplicăm. Că multe lucruri s-au spus și sunt interesante și sunt utile și mulțumim pentru această prezentare și antrenantă, dar și plină de substanță. Iar sper ca cei care au participat să fie inspirați să pună în practică. Asta îmi doresc eu. Cel puțin pe mine m-a inspirat. Mulțumesc. Și pentru liniștea dumneavoastră veți primi acest material memorat, atât slide-urile, cât și puteți vedea înregistrarea, revedea înregistrarea și unii dintre cei care nu au putut participa vor vedea înregistrarea pentru că au putut participa. Deci ușile sunt deschise în continuare la Fundația Competenți Corect și Util și pentru acest eveniment și pentru celelalte care vor urma. Și înțeleg că ușile sunt deschise și la Biz Club. Deci, vă așteptăm cu drag, vă așteptăm cu drag la Biz Club. Biz Club este un club pentru oameni de business. Deci dacă vă simțiți antreprenori sau sunteți antreprenori la început de drum, dacă vă căutați partenerii aceia pe scara parteneriatelor de succes, vă așteptăm cu mare, mare drag. Ileana, te contactez în curând pentru că ne dorim informații imobiliare de la un profesionist în imobiliare, așa cum ești tu. Mulțumesc, mulțumesc tare, tare mult! Până să urmăresc această prezentare, spuneam că eu aș face parteneriate de afaceri cu toți oamenii competenți, corect și utili. Iată că mai sunt și alte elemente de care trebuie să ținem cont și din experiența practică, eu cred că da, sunt bine fundamentate. Deci pe lângă competenți, corect și utili, iată, mai avem și alte indicii. Mulțumesc pentru ele și doresc tuturor celor care vor să facă afaceri să identifice acei parteneri potriviți cu care să colaboreze. Win-win. Mulțumesc încă o dată, le mulțumesc oamenilor frumoși pe care m-am bucurat să-i revăd. Vă doresc o seară minunată în continuare și mult succes în tot ceea ce faceți. Domnul Călin Iepure, mult succes! Toate cele bune! Seară bună! Seară bună! Vă mai aștept! O seară bună! Felicitări! Mulțumim! Seară frumoasă! Revedere!